Mabel și Dipper Pine sunt doi gemeni care ajung în ciudățeni pentru a-și petrece vacanța de vară cu unchiul lor Stan, care pune la lucru la Coliba Misterelor, o afacere deținută de Stan. Dipper găsește o ascunzătoare într-un copac în timp ce lipea niște afișe în pădure. Înăuntru, găsește o mașinărie distrusă, iar din greșeală deschide o trapă unde se află un jurnal pe care apare cifra 3. Jurnalul este plin de notițe care au legătură cu monștrii din ciudățeni. Între timp, Mabel are întâlnire cu un tip pe nume Norman, despre care toată lumea a crezut că e un vampir. Dar de fapt, el este un pitic. Mai mulți pitici. Pitici o răpesc pe Mabel pentru a o face regina lor. Dipper o salvează și gemenii se întorc la Coliba Misterelor. Unchiul Stan își ia nepoții și îi duce la un lac ca să pescuiască. Acolo, un localnic pe nume McGucket, a.k.a. nebunul satului, pretinde că a văzut monstrul din lac. Referință la legenda monstrului din Loch Ness. Gemenii pornesc cu Sus, un angajat de la Coliba Misterelor, în căutarea monstrului, abandonându-și unchiul. Ei descoperă că monstrul este de fapt un robot construit de McGucket. Cea mai mare competiție a Colibei Misterelor este Gideon, un copil cu puteri supranaturale adorat de localnici. Gemenii participă la unul dintre spectacolele lui, iar Dipper trage concluzia că Gideon este un șarlatan, exact ca și unchiul lor. În ziua următoare, Gideon merge la Coliba Misterelor și o invită pe Mabel la el ca să probeze tot felul de ținute și machiaje. Ei doi devin prieteni până când Gideon își mărturisește sentimentele față de Mabel, dar ea nu simte la fel, așa că Gideon jură să se răzbune pe familia Pines. În același episod, ni se dezvăluie că Gideon are un jurnal exact ca și al lui Dipper, doar că are inscripția 2. Este o zi de sărbătoare în ciudățeni, iar Dipper și Mabel descoperă că fondatorul orașului este un impostor. Ei hotărăsc să dezvăluie adevărul întregii lumi, doar ca să-i facă în ciudă pacificei, sper că am zis corect, care este extrem de arogantă doar din cauza faptului că face parte din familia fondatorului. Odată cu descoperirea mușamalizării făcute de guvern, gemenii îl mai descoperă pe adevăratul fondator, primarul Tremblay, care a fost și președinte, și care mai este prins într-un cup de unt de arahidie. Unchiul Stan organizează un carnaval, iar Mabel câștigă un porc pentru că i-a ghicit greutatea. Porcul este botezat Pufuleț și devine cel mai bun prieten al lui Mabel. Imediat după, gemenii se întâlnesc cu un călător spațiu-timp, care este în misiunea de a repara anomaliile temporale. Gemenii folosesc mașina timpului, care e de fapt o ruletă, iar poliția intergalactică îl arestează pe agent pentru greșelile copiilor, iar acesta jură să se răzbune. Gideon vrea să se răzbune pe familia Pines, luându-le cabana. Ba mai mult, el are nevoie de ceva anume din colibă. Deci invocă un demon pe nume Bill Cipher pentru a-l ajuta. Bill intră în mintea lui Stan, iar Sus și copiii folosesc o incantație găsită în jurnal pentru a intra în capul unchiului lor. În timp ce ei se luptau cu demonul, Gideon pune mâna pe actele de la casă. Familia Pines ajunge să locuiască împreună cu Sus și cu mama lui. Dipper și Mabel le cer ajutorul piticilor din primul episod, iar Gideon îi întoarce pe aceștia împotriva lor. Cu ajutorul piticilor, Gideon fură jurnalul numărul 3 de la Dipper. Gemenii se dau bătuți și se urcă într-un autobuz care se ducă în California. Ajuns acasă, Gideon realizează că a furat jurnalul numărul 3 de la Dipper, nu jurnalul numărul 1, crezând că există doar două jurnale. Gideon se urcă într-un robot construit de McGucket care arată exact ca și el și urmărește autobusul în care se află Dipper și Mabel. Poliția ajunge la finalul înfruntorii și vrea să-i aresteze pe gemeni pentru că l-au rănit pe Gideon. Dar unchiul Stan dezvăluie că mărciul lui Gideon conținea camere cu ajutorul căruia îi spiona pe localnici. Gideon este închis după gratii și familia Pines reintră în posesia Colibei Misterelor. Dipper îi zice unchiului Stan despre jurnale, dar acesta reacționează de parcă ar fi doar o glumă. Totuși, acesta le ia cu el într-un laborator secret și Stan intră în posesia tuturor jurnalelor. Și așa se termină primul sezon. Sezonul 2 începe cu Stan care lucrează la un portal, atrăgând atenția organizațiilor guvernamentale care trimit niște spioni ca să investigheze. Familia Pine se pregătește pentru redeschiderea Colibei Misterelor și Dipper învie niște zombi. Se mai întâmplă. Zombii omoară prima dată spionii guvernamentali, după care asediază Coliba Misterelor. Stan mărturisește că știa despre activitățile supranaturale din ciudățenii în tot acest timp, după care împreună cu nepoții săi îi înving pe zombii. Aparent, slăbiciunea lor este muzica karaoke. Serios, karaoke. Dipper, Mabel, Sus și Wendy descoperă în jurnal locația unui bunker secret unde se și bat cu un extraterestru. În bunker, ei mai găsesc un laptop vechi care era unei persoane care se semna cu F. Dipper găsește pe laptop o plăcuță cu numele lui McGucket. Așa că, echipa merge să vadă ce poate descoperi de la nebunul satului. Din păcate pentru ei, McGucket suferă de amnezie din 1982. Ei citesc în jurnal despre o organizație numită Societatea Ochiului Orb, care șterge amintirile oamenilor care au contact cu supranaturalul. Această societate a fost creată de McGucket însuși. Doar că în urma unui experiment a rămas traumatizat de ce a văzut, așa că a început să șteargă singur memoria până cât mintea lui s-a deteriorat.
By the way, Megacat era asistentul celui care a scris jurnalele. Între timp, Stan își continuă munca la portal, dar agenții guvernamentale apar din nou și îl arestează pentru că acesta ar fi furat niște chimicale. În încercarea de a dovedi că unchiul lor este nevinovat, gemenii se uită pe camerele de luat vederi doar ca să afle că Stan chiar a furat acele chimicale. Ei mai descoperă încăperea cu portalul și cele trei jurnale. Dipper observă că în jurnale sunt trecute indicii secrete care sugerează că portalul poate distruge tot universul. Stan scapă din arest și se întoarce la coliba misterului doar ca să-i găsească pe gemeni în laborator. Dipper activează portalul și camera rămâne fără gravitație. Lucrurile încep să plutească, totuși Mabel reușește să se prindă de maneta de control. Stan o imploră pe Mabel să oprească portalul în timp ce Dipper îi zice să nu-l asculte pentru că Stan i-a mințit în tot acest timp. Mabel decide să-și creadă unchiul, iar din portal iese o figură impunătoare. Gemenii descoperă că de fapt ei au încă un unchi pe nume Ford, care este fratele geamăn al lui Stan. Ford fiind și autorul celor trei jurnale. Pentru a vă face un pic de ordine în cap, haideți să vedem care e povestea lui Stan și Ford. Stanley și Stanford Pines sunt o pereche de gemeni care visează să ajungă aventurieri. Stanley este o fire mai impulsivă care merge pe principiul mai întâi lovesc, apoi pun întrebările, în timp ce Ford se axează pe mintea lui, abordând o cale mai diplomatică. În ultimul lor an de liceu, Stan și Ford sunt chemați în biroul directorului, unde află că proiectul de știință al lui Ford a atras atenția unui colegiu prestigios. Ford este încântat de oportunitate, lucru care îl frustrează pe Stan, care încă visează ca ei doi să devină aventurieri. Stan strică din greșeală proiectul lui Ford, lucru care îl face pe Ford să-și piardă oportunitatea. Stan este dat afară din casă deoarece familia lui ar fi putut câștiga milioane din urma invenției lui Ford. Stan își trăiește viața ca un ex-rock care dă țepe oamenilor, ajungând să aibă interdicție în 32 din cele 50 de state ale Americii. A mai și făcut pușcărie de 3 ori. Între timp, Ford merge la facultate și muncește de 2 ori mai mult decât toți ceilalți studenți. El decide să studieze supranaturalul și decide să se mute în ciudățeni pentru a-și completa cercetările. El își ține evidența descoperirilor în 3 jurnale și decide să construiască un bunker secret pe care să-l folosească pentru experimentele sale. Ford descoperă o peșteră cu un zodiac și cu o incantație inscripționate pe pereți. Incantația vine cu un avertisment pe care Ford îl ignoră. Astfel îl invocă pe Bill în lumea noastră. Bill îi zice că scopul lui este de a-l ghida pe cel mai inteligent om de pe pământ și că Ford este acesta. Cei doi devin prieteni, iar în schimbul cunoștințelor despre alte dimensiuni, Bill pretinde corpul lui Ford ori de câte ori își dorește. Cu ajutorul lui Bill, Ford construiește un portal către alte dimensiuni. Ford îi cere ajutorul și lui McGucket, care a fost un coleg de-a lui din facultate. Din greșeală, McGucket trece prin portal și este șocat de ce a văzut pe partea cealaltă și îl avertizează pe Ford să nu aibă încredere în demonul cu un singur ochi. McGucket pleacă și construiește mașina de ștăți memoria și înființează societatea ochiului orb. Ford îl confruntă pe Bill, iar acesta îi dezvăluie că planul lui este de a uni cele două dimensiuni. Ford închide portalul și începe să ia măsuri de precauție împotriva lui Bill. Construiește o mașină care încriptează mintea, își abandonează cercetările și ascunde jurnalele. Ford construiește deasupra laboratorului coliba misterelor și îl sună pe singurul om în care poate avea încredere, fratele său geamăn, Stan. Stan ajunge în ciudățenii, revăzându-și fratele după aproape 10 ani. Ford îi cere lui Stan să ia jurnalul 1 și să-l ducă departe de ciudățeni. Stan e nervos din cauza că fratele lui l-a căutat doar pentru atâta, iar cei doi gemeni încep să se bată. În timpul luptei, portalul se activează și îl trage pe Ford înăuntru. În ultimul moment, Ford reușește să-i dea jurnalele lui Stan. Localnicii îl confundă pe Stan cu Ford, asta îi permite lui Stan să ia locul fratelui său, transformându-i casa în coliba misterelor. Revenind în prezent, agenții guvernamentali vin după Stan, dar Dipper folosește mașina de șters de memoria pentru a scăpa de ei. Bill îi apare lui Ford în vis și îi dezvăluie că are nevoie de un rift interdimensional pentru a reuși să-și ducă la bun sfârșit planul. Părul de unicorn poate fi folosit pentru a crea un scut împotriva lui Bill, iar Mabel împreună cu prietenele ei se oferă voluntar să facă rost de el. Mabel se pregătește pentru cea de-a 13 aniversare a ei și a lui Fraxu, în timp ce Dipper se aventurează cu Ford pentru a repara fisura din riftul interdimensional. La sfârșitul călătoriei, Ford îi propune lui Dipper să rămână în ciudățeni după ce se termină vara pentru a-l ajuta cu cercetările, iar Dipper acceptă instant, neștiind că Mabel aude totul printr-un walkie-talkie. La întoarcerea acasă, gemenii încep să se certe deoarece Mabel nu vrea să-l piardă pe Dipper. Mabel își ia ghiozdanul și fuge în pădure. Îl mai țineți minte pe agentul călător în timp de la începutul videoului? Ei bine, el îi face o ofertă lui Mabel, o vară fără sfârșit, în care să stea împreună cu familia ei, în schimbul riftului dimensional din ghiozdan. Aparent, Mabel a luat ghiozdanul lui Dipper. Mabel acceptă, neștiind că de fapt face un pact cu Bill. Acum Bill are tot ce-i trebuie și unește cele două lumi, dezlănțuind ciudocalipsa. Dipper și Ford sunt într-o cursă contra cronometru pentru a-l opri pe Bill, înainte ca el să corupă întreaga lume.
Bill îl capturează pe Ford și îi distruge jurnalele. Dipper reușește să scape. Dipper se reunește cu Wendy, iar cei doi pornesc să o salveze pe Mabel. Pe drum sunt opriți de Gideon și de trupa lui de bătăuși. Totuși, Gideon îi lasă să treacă mai departe după ce Dipper îi ține un discurs despre cât de bulangiu a fost el până acum. Dipper, Sius și Wendy intră în închisoarea lui Mabel pentru a o salva. Aceștia sunt șocați când află că locul ăla nu prea seamănă cu o închisoare, ci mai degrabă cu o lume din desene animate, care se mai numește și țara lui Mabel. Dimensiunea asta își ține captiv prizonierii, dându-le exact ceea ce își doresc. Adică un fel de Tsukuyomi infinit din Naruto. Inițial, Mabel nu vrea să plece. Dar după un proces, Dipper reușește să o convingă că deși viața reală e nasoală, ei doi mereu să se aibă unul pe altul. Mabel părăsește țara lui Mabel împreună cu prietenii săi, după care se regrupează la Coliba Misterelor, care este protejată de părul de unicorn, by the way. Coliba este plină de refugiați, atât localnici, cât și creaturi mistice. Corupția lui Bill nu poate să treacă de ciudățenie, așa că Bill îl dezgheață pe Ford pentru răspunsuri. Între timp, Megacat a transformat Coliba Misterelor într-un robot de luptă. Datorită barierei puse de Ford, lui Bill este greu să distrugă robotul. Între timp, o echipă de salvare se infiltrează în palatul lui Bill, reușind să elibereze toți localnicii. Ford desenează pe podea zodiacul pe care l-a găsit în peșteră acum mulți ani. Toate personajele stau deasupra simbolului lor, toate cu excepția lui Stan, care așteaptă niște mulțumiri din partea lui Ford, pentru că l-a adus înapoi în lumea noastră. Ford își cere scuze superficial, iar cei doi frați încep din nou să se bată. Din păcate, Bill se întoarce, distruge zodiacul, îi capturează pe Stan și pe Ford și îi urmărește pe gemeni prin palat. Ford se oferă să lase pe Bill în mintea lui ca să-i salveze pe copii. Dar, surpriză, Bill a intrat de fapt în mintea lui Stan, care era îmbrăcat ca și Ford. Ford îi șterge memoria lui Stan cu Bill înăuntru și lumea revine la normal. Din fericire, amintirile lui Stan revin la scurt timp, lucru care ar putea însemna că Bill este încă în viață. Și asta ar putea fi un plot dacă o să apară vreodată un sezon nou. Toată lumea se adună pentru ziua de naștere a gemenilor, Ford îi cere lui Stan să-l însoțească într-o expediție în Antarctica, în sfârșit trăindu-și visul din copilărie. Stan îl promovează pe Sius drept manager al Colibei Misterelor, gemenii își fac bagajele și se urcă în autobusul care trebuie să-i ducă în California, astfel sfârșindu-se cea mai șmecheră vară din viața lor. Atenție, nu ieși de pe video, că mai am ceva să zic. În acest video am încercat să cuprind evenimentele care afectau principalul fir narrativ. Bineînțeles, nu am reușit să acopăr toate episoadele și toate firele narrative. Băi, e prima dată când încerc să fac ceva de genul ăsta, deci dacă ți-a plăcut, să știi că like-ul mă ajută foarte mult. Pentru tine e doar un click, dar pentru mine contează. Și dacă voi vreți asta, o să pot scoate câte un video de genul ăsta pe săptămână, pe lângă restul videourilor pe care le postez în mod normal pe canal. Ne mai lungim povestea, te rog, nu uita să-i dai un pumn butonului de like. Zi-mi în comentarii cu ce desen să fac video data viitoare, abonează-te dacă nu ai făcut-o deja și neapărat să aprinzi clopoțelul ca să primești notificare atunci când postez. Eu am fost Paul Pașca și ne vedem data viitoare!